atunci spune domnul Cașcu. Da, domnul Cașcu, domnul Cică. Ele fiind date în, în noiembrie, decembrie, pe de acolo am trebuit să dea și județ. De acolo și acolo s-a. A spus cu noiembrie, începe cu decembrie, începe cu decembrie. Asta zice. Vorbim? Adică la 2 minus 2 la 10 minus 2 la 4 la 5. 100 minus 20. Da, 100. Minus 16 la 5. 90. 80. Aici, deci ai 5 puncte sors. Egal cum? 0. 0. Trebuie să intersectezi. Sunt intervale, cum? Ah, nu. Deci, am mai intersectat cu greu. Scrie așa cum sunt și pe mă spui ce am de ordine. Acolo 2,0? 2,014. 2,014. Și, fii atent, după 14, îmi mai scrie nume, îmi mai scrie cifre. Ce pune pe 2,014? E fracție, e fracție finită, nu? Decimală finită. Înseamnă că după 2,014 urmează 0, da? 0, 0, 0, e scris mai multe cifre. Da. Mai pune după 2,014, să vedem mai... Următorul, tot așa, vreau să le scris desfășurat în parte 10. 0, 1, 4, 4, 4. Așa. 2,0, 14, 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
Ce sancții? Vezi că se aude. Nu, oh, da. Nu mai e. Dar e să... Și nu se găsi pe tot. Asta face nimeni. Merge pe revistă. Sau pune pauză și în revistă. Și eu stau puțin pe aia. Da. A. Ce vreau să faci? Să vă explici care e ordinea crescătoare. Da? Cum comparăm numele 10? Ideea este să comparăm mai întâi părțile între aici. Și dacă acestea sunt egale, să venim în partea decimală, să comparăm cifră cu cifră. Da?
astfel de părțile întregi. Deci dă-i cu o iama acolo și dă-i peste partea întreagă, peste tot, de sus până jos, cu o ploare. E doi, da? Da. Doi, 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 de sus până jos. E rapel, da? Da. Ei, dar părțile trei sunt egale, treci în partea decimală, schimbă culoarea și dă peste prima cifră din partea decimală, tot de sus până jos. Este 0, da? Da. Bun, toate sunt egale. Nu putem compara. Treci mai departe. A doua cifră. 1 peste tot. Mai departe. 4. 4 peste tot. Da? Și acum, ce urmează? Păi la 0, 4, 1, 0. Așa. E clar că dintre ele, cele mai mici vor fi cine? 0, 14 și 0, 14. Și acum, care e ordinea lor? Deci dacă am 0 și 0... Păi ăsta e mai mare, ăsta e prim și zăbărea. E mai mic primul, da? Pune sus 1, ca să știm care e cel mai mic. După aceea urmează al doilea, corect. Și acum care urmează dintre următoare? 3. 3, corect. Și 4. Și 4. Și acum scriem ordinea crescută. Exact cum e dat ea. Zice, 2 virgule. 0, 14. Așa. Mai mic decât. Următorul. 2, perioada 0,14. Mai mic decât. 2,0 perioada 14. 0 perioada 14. 2,0 perioada 14. 2,0 perioada 14. Deci asta este problema. Problema 5. Are un pătrat platura de 5 cm este egal cu... Păi are pătratul platura la 2. Scrie. Are egal cu platura la 2. Rezultat are egal cu... Mă spuneți la 20 de... Nu, azi nu trec rezultat. 25 de cm pătrat. Problema 6. Se consideră cubul. Așa, hai să luăm. Trebuie să facem. Nu o să luăm un cub. Încet. Și caută jos de tot un cub care să nu fie. Așa, uite, mă arată. Să-l pun mai mare. Nu, nu. Hai să notăm. A, B, C, D, A, P, D, C, C, D. Ce să fie măsura unghiului dintre dreptele A prin D și B. Hai să ducem dreapta A prin D. Dreapta. Pot o frășa din mână? Da, da. Nu. Hai, dreapta mai caut aici. Și pe ce? Așa. Și pe ce dus? Bun, colorează. Nu cum acolo. Trage cu creionul acolo. Ia roșu să zicem. Ăla este A prin D. Și în dreapta la rândul B. Cum vezi unghiul a două drepte în spațiu? A prin D primi paralel cu B prin C prim și B prin C primi paralel cu B. Deci A prim, cum ai zis? A prim D primi paralel cu B prim A. B prin C. Și știm că unghiul B prin C are 45 de grade și dacă alea două sunt paralele, rezultă că... Nu trebuie să ne explicați mie. De exemplu, o alunță în sesiunea? Nu. Ce a zis? S-a? Gabi ce a zis? A? Ea a luat A prin de prin de așa. Pune A prin ăla să deci, ideea este că nu trebuie să ne explicați mie. Eu știu rezolvarea. Trebuie să-i spui cu unii. Ai să te înțeleagă.
Iar este că atunci când avem două drepte paralele, pe două drepte în spațiu... După pauză? Da, până după pauză. Așa. Bun, le zicea. Deci trebuie să spui cine sunt. BC paralel cu. BC paralel cu AD. Așa. BC paralel cu AD. Rezultă că unghiul format de... sau măsura unghiului format de... A prin D. A prin D. Și AD. Nu și AD, și BC. Și BC. Așa, vreau să văd trei unghiuri acolo. Unghiul inițial, egal cu unghiul celor două drepte și egal cine este. Egal cu măsura unghiului format de... A prin D cu AD. Cu AD. Și egal cu măsura unghiului... A prin DA. A prin DA. Ei, și ăla, pentru că AD de prim, A prim este pătrat. Da? Zicem de la capăt. A de prima prin pătrat. Rezultă de aici că măsura unghiului A prin DA egal cu 45 de grame. Da. Mai departe. Trecem la subiectul 2. Hai să vedem, până la urmă, tot așa, mi-e chiar cu fratele lor. Poftă, da, ne. Tragi un pic de el. Așa, și mai lungește, băi. Corect. Un pic mai lung. Așa, și dă-i și de pe lungine, dă-i așa. Așa, da. Notează mai... și să vedem din Bogdan. Atenție la notație. Nu vreau să vedem la stimulare. Nu, no. Nu să vedem. Bogdan, pune pauză. Să scrie sub formă de interval mulțimea. Și zicem A egal cu... vorbește. X aparține lui E cu proprietatea sa. Minus 1 4X plus 8 supra 4 ori de 6. Pe rău de rață, da? Da. Minus 1. Mai X egal cu 4X plus 8 pe 4. Și mai e ca așa. Le amplificăm și tot cu 4. Așa. Putem face și asta, dar mai există o șmecherie. Iar te mai atent. Se mai poate face o treabă. Ideea generală este să amplificăm cu 4. Dar uite ce ai la numărul 2. Ai 4X plus 8, da. Dacă ai 4X plus 8 la numărul 2, ce poți face? Și dacă 4 parte pe mână? Exact. Se poate scoate și 4 parte pe mână. Nu așa. X plus 10 o să spune. Nu e X plus... Minus 35. Am înțitat cu 4. Da, cam așa, dar aici ar fi mers și 4 parte comun. Mai dați de așa la procedurile astea. Scoatem 4 parte comun, simplificăm și vine minus 1, mai X egal decât X plus 2, mai mic ca 7. Scade minus 2. Așa, se scade 2 din fiecare. Vorbim. Minus 3, mai mic egal decât X, mai mic decât 5. Așa. Da. Deci vine intervalul. X aparține intervalul. Minus 3 închis, 5 deschis. Așa.
Adică aia era o cursă, revenim și la A, că e notată în puțin asta, aia era cu intervalul de la minus 33 la 56. Bun. Problema 3. Prețul unui per s-a mărit cu 10%. După un timp, nouă per s-a mișorat cu 10%. După aceste două modificări, obiectul costă 198 lei. A fost prețul inițialul obiectului. Ați avut fișe de procent, cu creștere, nu vă scădere, în care exercitivul ăsta a fost rezolvată pe fișe. Asta sunt ușoare. Păi, uite, sunt ușoare, dar Mihai deja a reușit-o, Gabi, nici nu are idee. Azi? Nu e. Are, nu? Așa. Asta e corect. Libra. Și cât este X-ul? Nu, abia am aflat cât e toată moșa. Da, acolo... Dar am văzut că este ce vreau să vreau. O să punem fișa pe... La loc. Dacă ai pus-o la... E adevărat în locul meu. Că am pus-o degeaba asta, nu că v-ați uitat pe fișa aia degeaba. Cum se face problema asta? O avem așa. Avem un obiect, zicem, fie X prețul obiectului. Noi nu știm prețul inițial al obiectului. Atenție că sunt și găsit probleme în care se știe prețul inițial, nu vei spus chiar. Și zicem, fie X prețul obiectului. Acest X îl gândim ca 100% din X. Deci când ne gândim la un obiect X, noi să-l avem în vedere ca un întreg. Întregul, din punct de vedere al procentului, înseamnă 100%. Deci X-ul acesta este 100% din X. În care urmează o creștere cu 10% din X. Adică să vină astea 10% din X. Adică, după ce are loc această creștere cu 10%, noul preț va fi 110% din X. Acest 110% din X îl mutăm cu Y și o ducem așa, jos. Asta este Y. Y care reprezintă tot așa un început, 100% din Y. Este etapa 2. Este o creștere și o scădere. E, acest 100% din Y se scade 10% din Y. Păi dacă 100% din Y se scade 10% din Y, înseamnă că mie rămâne 90% din Y. 90% din Y reprezintă ce? Reprezintă prețul de final. Prețul final al obiectului este 198 de lei. Asta este prețul final. Și zicem, 90% o luăm de la poate, 90% din Y egal cu 198 de lei. Înseamnă că 90% mă duc în raportul procentual, 90% ori Y egal cu 198. Înseamnă că Y egal cu 198 de împărțit la 90/100. Înseamnă că Y egal cu 198 100/90. Deci am făcut, în loc să fac împărțit la 90/100, am făcut un mulțime și înversat. Se simplifică un 0 de la 10 și la 9, de la 100 și la 90, rămâne 10/9 și împărțim de 198 la 9. 19 împărțit la 9, 2, 2, 9, 18, rămâne 1, 18 împărțit la 9, tot 2. Și avem 22 la 10. Înseamnă că Y este 220 de lei. Ce este acest preț de 220 de lei? Este prețul la care pleacă ieftinirea de 10%. Vedeți că mulți greșesc că
se gândesc așa, păi am 10, o creștere de 10%, am o scădere de 10%, înseamnă că ăștia se anulează unul cu altul. Și dacă am mărăras cu 198 de lei după ce termin, înseamnă că am plecat 198 de față. Nu asta e gândire. Prima dată ai loc o creștere de 10% de ani dintr-un preț, și a doua mare loc o scădere de 10% de ani din alt preț. Da? Cât ai și 200? Da, 200. Bun. Așa. Deci, revin. Am făcut schema de schimbă. Este o schemă care se poate face pentru triplă creștere sau dublă creștere urmată de scădere sau triplă scădere, trei reduceri. Asta nu înseamnă că ele se amenează unul pe altul. Deci, a, X cu 100% din X are loc o creștere de 10% din X, înseamnă 110% din X, care reprezintă Y. Acest Y, mă gândesc, au 100% din el. Urmează o scădere de 10% din Y, care înseamnă 90% din Y, care reprezintă 198. Și el va afară la cap, da? E, în momentul ăsta, când am făcut 90% din Y și dau cu 198 drept, m-am calculat, am ieșit Y de 220. Acest preț de 220 de lei reprezintă atât prețul de la care are loc reducerea, dar și prețul final din prima etapă. El este prețul inițial din a doua etapă, dar prețul final din prima etapă. Și acum zic iarăși, 110% din X se dau cu 220 de lei. Acum să scriu aici în poză. Și zicem, 110% din X egal cu 220, înseamnă 110 supra 100 ori X egal cu 220. Pot să fac simplificarea direct aici. Și zicem, X egal cu 220 împărțit la 11 supra 10. X egal cu 220 ori 10 supra 11, ai simplificat 220 cu 11 și să rămâne 20, și 20 ori 10 de 100, și înseamnă că X prețul tău era de 200 de lei. Iată cum se face această problemă. Dragilor, întrebați-mă, pisați-mă cu întrebări. Nu vreau să trec mai departe. Problema 4. Numele naturale A și B sunt direct proporționale cu 11 respectiv 4. Aflați A și B știind că împărțim numărul A la numărul B obținem cât 2 și restul 30. Păi zi, dacă A pe B e direct proporțional cu 11 și 4, deci ceva mai departe, cum? Ai dat cu 11? Nu, nu. A supra 11, așa vreau să vă scris. A supra 11. Egal cu 2 supra 4. Aici, dacă era modul din minus radical din dreptul, sunt era radical din minus 1 mai mare, dacă e mai mare, să ai egal ca 0 și 1 minus radical din 1 mai ca 0, nu? Și B egal cu 4K. Și acum fiți atenți, se mai zice așa, se împarte A la B și vine câtul 2 și restul 4. A împărțit la B egal cu câtul 2, rest 4. Bun, hai să ne aducem aminte. Practic o relație din clasa a treia. De împărțit, împărțitorul, câtul și restul. Bine, 2, B plus 4. Egal cu A. Da. Deci relația din clasa a treia, mai să punem pe roșu așa, de împărțitul egal cu, să scriem, de împărțitul, egal cu împărțitorul, cu împărțitorul, oricâtul, plus restul. Punem deasupra cine-i de împărțitul, ca să ne ducem aminte. Care e din cele de... A. Pune D deasupra, lui ea. Ăla e de împărțit. B-ul cine este? Împărțitorul. Împărțitorul. 2-ul cine este? Câtul. Așa. Și 4 este restul, da? Da. Și atunci, zi. Este 30. Rest 30, au să mergeți. Da, restul 30. Și atunci ai vrea să scriu relația care leagă A, B, 2 și 30. Echivalent cu A egal cu 2B plus 30. 2B plus 30.
Păi, hai să luăm din ca și be. Ai dat foștii ca? Și nu de asta e 11 ca. Egal cu 8 ca. 8 ca, bine, 2 ori 4 ca, da? Plus 30. Plus 30. Plus de pe 8. Așa, hai să luăm 3 ca. 30. Așa, rezultă echivalent ca egal cu 10. Și dacă avem ca egal cu 10, să înlocuim rezultă mai departe. A egal cu 33. Nu. No. 110. 110 ca. 110, da. Și B? B egal cu 40. 40. Deci astea sunt numele. 110 și 40. Da. 5. Ce consideră numele? Nu cap să am văzut că vreau să stăm. Ai și aia de sâmbătă sau mai. Care are de sâmbătă? De geometrie. Sau la scala. Da, cu geometrie. Alea te-ai șarit calculativă? Nu, subiectul ce-ai zis. Dar asta nu am făcut sâmbătă asta care... Aaaa, dar asta m-am făcut mai de mult. Oooo, stai cu mine. Sâmbătă am făcut... Asta e aia, de la urmă. Ce am făcut sâmbătă? Nu, fără practic. Am făcut șarit calculativă. Nu, am făcut graful, că oare nu putea făcut subiectul ăsta. De egal cu modul de 1 sub la 3 radical din 3. Minus 1 la 3 radical din 2. Minus 1 sub la 3 radical din 2. Minus minus parție. Radical din 3 plus 1. Așa. Supra 6. Așa. Ori. 1 plus 6. Totul la... Așa, și zice, B egal cu... Ce faci? Raționalizăm. Păi, să raționalizăm cu cât? Cu radical din 3. Cu radical din 3. Cu radical din 2. Cu radical din 2. Și așa. Și atât. Și zicem, B egal cu... Radical din 2 supra... Nu, radical din 3. A. Aici, asta se simplifică. Se simplifică prin factor comun. Am mai spus de nu știu câte ori. Face simplificare, face simplificare în față. Și așa, voi. 6 pe 8, da. Și zicem B egal cu... Și media, ce mai trebuie și media. Păi, n-ai deja adus pe aceeași mitozi, o linie de fracție lungă. 6 numitorul comun și zice? Radical din 3, da. Minus radical din 2. Așa, minus. Radical din 3, minus 1. Așa, închis modulul. O 6 pe 1. 6 pe 1, poți să scrii direct 6, că nu mă duc acas. O 6. Ei, hai de lucru de fapt. Așa, radical din 3 cu radical din 3, se reduc. Și mâine minus radical din 2 minus 1. Supra 6 și tu ai proprietate, să vezi că ești acolo și undeva. Mă duc de A de B. Nu, mă duc în A, să ți acoperi așa. O să ai o față în interiorul meu. Modul de A pe B egal cu... Modul din A și modul din B. Modul din A pe modul din B. Da. Și zicem, B egal cu... Modul... Adică minus radical din 2 minus 1. Așa. Supra modul din... Supra modul de 6, care fac 6. 6. Poți să pui direct 6. 6.
od 6. Od 6. Od 6. Da. Modul minus radical din 2 minus 1. A, punem definiția modului. Modul? Da. Modul de minus radical 2 minus 1. Egal cu ce? Păi nici aici. Auzi de modul. Da, nici aici radical din 2 minus 1. Ba, dar așa trebuie să le? Păi așa trebuie să le dea. Cum ți-ai și radical? Hai să trecem prin definiții. Am uitat de două. Semnul de șa, minusul ăsta schimbă semnul de aici. Ai uitat semnul de aici. A, dacă ce? Dacă minus radical din 2 minus 1. Mai mare semnul de 0. Corect, nu mai se fac ca 0. Și minus paranteză. Așa, chidem modulul. Da. Da. Radical minus radical din 2 minus 1. Mai mică. Și cum e minus radical din 2 minus 1? Mai mare ca 0 sau mai mare? Mai mică. Am răspuns. De ce se schimbă? Mai mică. Se schimbă semn. De ce? Deoarece? Minus radical din 2 minus 1. Mai mic ca 0. Rezultă de aici că modulul de minus radical din 2 minus 1. Egal cu radical din 2 minus 1. Și atâta e greu. Și zicem. Fără modul. Deci B egal cu radical din 2 minus 1. Da? Și A egal cu radical din 2 minus 1. Asta a fost punctul A. Ce s-a spus media aici? E A, ca să știm că asta nu a fost la exercițiu 5. Acum la exercițiu, la punctul B. Trebuie aflat în media limită și media genă. După pagina? Da, după pagina. Să punem formulele media limită și media genă. A fost 2 supra 2. A fost 2 supra 2. Echivalent cu? Media aritmetică egal cu radical din 2 minus 1. Radical din 2 minus 1. Plus radical din 2 minus 1. Plus radical din 2 plus 1. A, așa. Pe 2. Așa. Minus 1 cu 1. Bine, pe radical din 2 se pică radical din 2. Echivalent cu media aritmetică egal cu 2 radical din 2. Egal cu radical din 2. Media geometrică, tot așa formulă. Radical din aur, echivalent, media geometrică. Media geometrică. Radical din 2 minus 1, pe rândul radical din 2 plus 1. Așa. Echivalent, media geometrică. Bine, radical din 2 minus 1, radical din 1, care e 1. Așa. Media geometrică. Bun, oprim la disfară. Nu mai scrie titlul, și așa trebuie să le vedeți. Da, a două vete. A două vete în spate? Da. Așa, am înțeles. Așa, apare punctul de aici. D are unghie 90, corect. AB e 24. AB e 24. Măsura unghiului E al D egal cu 60. Ah, ăla era E. Acolo e E și... da. Măsura lui E al D egal cu... 60 de grame. Da. Da. Știm că... suprafața lui ADB este gazon
și celelalte două suprafețe triunghiulare sunt flori, da? Da. Trebuie, trebuie să arătăm că area gazonului este 50% din area grădinii. Adică noi trebuie să aflăm dimensiunea, da? Nu mi-a dat că e 50%. Păi să-mi cam duci. Hai să punem o pauză să ne gândim, da? Vin, crezi că cine? Cine a plecat? Cu triunghiul Iarde, da? Da. În care a zis că triunghiul Iarde 60, zice triunghiul Iarde dreptunghic. Triunghiul Iarde dreptunghic, exact ce-a povestit, aia am spus. Aoleo, filo. Măsura unghiului Iarde, lasă acum. M-am obișnuit așa de școală și mă rog poți. Nu, dar a fost și unghiul. Unghiul din astfel. Măsura unghiului Iarde de 60 de grade. Rezultă. Măsura unghiului ADE. ADE. De 30. Așa, deci am scos unghiul de acolo, de 30. Vă ați văzut estimate pe unghiul, da. Bun, mai departe. A venit pe unghiul... DCB, da, dar ca să scos pora trebuie să scrie așa. Măsura unghiului ADE egal cu 30 de grade. Măsura unghiului e ADB. E. Nu e. A, ADB. Egal cu 90 de grade. Din astea două relații rezultă că măsura unghiului BDC așa, egal cu 180 de grade minus asta la altă două lucruri. Trebuie să scriem un pic de sfârșirea, pentru că am început să dat o problemă de asta de unghiul și cel mi-a venit cu sume de... Nu, nu, așa, cel mi-a venit cu exact ce a făcut-o acum, a făcut-o acum. Deci ce nu mi-a scris 180 de grade minus asta la altă două împreună geometric, a făcut-o acum. A, deci nu trebuie să fac direct acum? Nu, direct acum. Minus paranteză, unghiul, poți scriu aici, ce numai îmi rog. Atunci, ia toată relația aia, nu stai de la jumătate relație. Ștergem măsura unghiului BDC, de la măsură ștergem. Și pui rezultatul, o scriu mai mărut, tu îi pui de la capăt și pui de la capăt. Deci, rezultă chiar de la capătul fiului. Deci rezultă, măsura unghiului BDC. BDC. Egal cu 180 de grade. Minus. Măsura unghiului ADE. ADE. Așa mă justifică și pe lucrare pe partea care aveți. ADB. Repet, cine nu mi-a scris chestia asta la anul trecut și a făcut 180 și 120, a pierdut 2.5. Măsura unghiului BDC. Aici poți să vii cu capul mai direct, deci nu e... Să vedeți și aici? Da, poți să scrie aici. Bun. Dumă triunghiul BDC. Unghiul BDC dreptul. Măsura unghiului BDC de 90 de grade. Așa, virgul, măsura unghiului C de 90 de grade. Da, ai scris și dreptunghiic și cu măsura unghiului C de 90, e bun și așa. Măsura unghiului C de B sau B de C. De aici. 60 de grade. Așa, din cele două relații rezultă că măsura unghiului DBC. DBC. Deci tot ce mi-ați povestit acolo, ca unghiul, trebuie să scrie. 30 de grade. 30 de grade. Bun. Acum am un triunghiul roșu. Triunghiul ADB. Triunghiul ADB. De-a nu, triunghiul ADB o să mă... Ca să-mi cobor, după acum mi-a zis că IAD are 60 și BDC are 30. Trebuie să spui că IAD are 60 și tot triunghiul din A. IAD are 90. Și
zice, măsura 1 miliarde, măsura 1 miliarde, așa, egal cu 60 de grame. Măsura lungului e AB, acum, e tot un drept, da? Egal cu 90 de grame. Nu ați te rătut că măsura... Lui de AB, măsura lungului de AB. Trei zeci de grade. Ei, și în momentul ăsta putem veni cu teorema 1, 2, 30, 60, 90, pe triunghiul de AB. Și zicem, triunghiul de AB, dreptul unghic, dă și tu. Măsura unghiului de jos, măsura unghiului de AB. Așa, egal cu 30 de grade. Rezultă... Teorema de 30 de 90. Scrie așa, T, unghi, 30, 60, 90. Rezultă că... BD. Așa, cateta ce se opune unghiului 30 de grade e jumătate din potenus. BD egal cu... AB supra 2. AB supra 2. Înțelegi? Da. Așa, rezultă BD. 12. Bun, și acum sunt cu Pitagora și aflăm și pe AD. Muta s-a stus la scoschim și la jos? E de seama și nu trebuie poate ce. Fac pe cam. Mai de sus. Cam. Și încep. Triunghiul. ADB. ADB. Mai scriu drept unic. Da. Rezultă pe teorema de Pitagora. Așa. Că AD la 2. AD la 2 minus. Nu, Ăsta e 2A și ăsta e radical din 3. Voi așa trebuie să vedeți. A, 2A e potenuza, la toată cea mică e A, 2A și ăsta vine la radical din 3. Cum e egal cu 12 radical din 3. De ce? E o formă. Iar triunghiul dreptunghic, isoscel, ăsta e A, ăsta e A, ăsta e A radical din 2. Avea toate poziunările triunghiului. Deci, vedem. Triunghiul dreptunghic cu unghi de 30, 60, 90. Ăsta este A mic, latura opusă, latura din fața unghiului 30 de grade, ipotenuza e 2A și ăsta e radical din 3. Asta ca să vă vedeți calculele, da? A radical din 2, da? Asta ca să vedeți, ca să nu greșiți. Cam știi că trebuie să-ți iasă 12 radical din 3, da? Bun, mai departe. Păi, am terminat tot triunghi. Da.
trecem în ce? Putem în A și B. În A și B, în D și B, da? Da. Deci ideea este să vezi, dacă faci pe A și D, e cam gata și de ce? Da. Pentru că A e egal cu B, C și D, ce îl faci ca diferență, da? Hai! Dacă le faci din prima mai întâi aria dreptunghiului și după aceea faci aria... Nu cred că vreau treabă fără să facem... O dată aria dreptunghiului nu poți să faci. Dar n-ai... ai doar... n-ai lățit. Ai doar lungime. Păi o să vină... Știm că B1, să zicem, are 30 de grade, îl știu pe BD, rezultă că de 5 jumătate din BD, l-am aflat pe BD și... nu rezolvă. Exact asta facem și noi. Luăm trebuie. Am luat trebuie și acum mergem în altă. Adică rezolvăm pe toate, pe bucățele. Sunt rezolvate. Da. Și care te intrăm acum? Care vrei? Colorează-mă. E-a-te. E-a-te. Hai să venim pe E-a-te. Tot așa. Teorema unghiilor de 30, 60, 90. Cateta din fața unghiului sau cateta ce se opune unghiului 30 de grade și jumătate de potență. Da. Negru. Și zicem, triunghiul. EAD. EAD. Dreptunghi. Așa. Rezultă. Că ai jumate din AD. Până și unghiul de 30, ca să scrii pe rezultă. Care are? Unghiul de 30 sau unghiul de 60? Mai punem o apă. Măsura unghiului. Edea. Egal cu 30 de grade. Din ambele rezultă. Așa. Conform teoremei unghiilor de 30, 60, 90. Rezultă că AE e AD. Așa, aia e egal cu aia de supra. Deci, așa, e egal cu 6, 12, asta e egal cu 2, aia e egal cu 6, aia e egal cu 3. Da. Dacă am să-mi las probleme, dacă n-am văd, și cu gardul și cu asta, bine, vedem la 2. Putem afla e de câte ori m-am dat, da? Așa, e de la faptul, da. Mai știu o dată sau? Pune rezultă sub rezultă la urmă. Și zice la urmă. E de la E de la urmă. Ca cu A de la 2, nu s-a de la 2. A de la 2, nu s-a de la 2. Asta e dată 6. CB a dreptunghi a perilor cu ED 24 și știm că EDI 18, de ce vine 6? 6, pune 6 pe ăla. Iar BC egal cu AE. Tot 6 la adică 3. Tot 6 la adică 4, da. Asta trebuie scrisă, să limpezi pe scrierile astea, dar asta e tot ce ai zis aici, ce trebuie. Da. Absolut, tot ce gândești, tot ce poate, da? Da. Practic, demonstrația geometrie e o poveste la ceea ce gândesc. Dacă se întâmplă așa, atunci se întâmplă asta. Și ce la examen, dacă nu scrii, chiar totul scade? Da, nu aș trebui să ghicesc. Și eu sunt prozbicitor. Cel mai prozbicitor de oameni. O să încep să scap. Unde mai lăsa să ghicesc, acolo scap. Este. Cum mă las să ghicesc ceva? Am să ghicesc ce vreau eu. Dar aici îmi plucați ce vreți voi.
Nu mă face să ghicesc. Că nu-s bun ghicitor. Că-s cea mai tot. Nu cred în ghiceala în cafea, nu cred în datul cu zarul, nu cred în astea. Bun, hai să vedem. Aia cu gazon. Cine era gazon? Trânghiu ADB. Trânghiu ADB. E Trânghiu Republic, care cunoaște laturile, care era de-a mea Trânghiu Republic? Capitan Măcăcitor 22. Exact, deci Trânghiu ADB. Ce-i tăcuar? Trânghiu ADB de Trânghiu. Da, poți să scrii cum toată, deja ceva. Rezultă de aici, iar e ADB. Egal cu... Capitan Măcăcitor 22. Spui în cine spate, cred. AD. Băi, așa, AD ori? DB. DB. Așa, rezultă aria lui ADB. Deci, pe radical de 3. Așa. Ori 12 pe 2. Așa. 12 pe 6. Dar cu... 72 radical de 3. Așa. Centimetri sau metri? Metri. 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 Bun. Și acum trebuie să arătăm că această arie este 50% din grădină. Grădina înseamnă tot... Aia are ABCD. ABCD. Așa, rezultă aria lui ABC. Șase radical din 324. Radical. Și acum ca să mă arătați că facem așa o regulă 3 simplu, da? Zicem, aria lui ADB. Zice, cât la sută este aria lui ADB din aria lui ABC, da? Aria lui ADB, puncte, puncte, aria lui ABC, de ABC, așa, și o spui P, 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 da, dintr-o sută. Puncte, puncte, dintr-o sută. Voi ca să calculați raport procentual, trebuie să calculați acest P la sută, da? Și la primul. Aria lui ADB, adică... Și P la cu P egal cu? Poți să pui P. P egal cu... Aria lui ADB. Aria lui ADB. 72 radical de 3. Așa. Ori 100. Așa, supra. 144. 144 radical de 3. Am tăiat pe... Radical de 3. Radical de 3. 72 cu 144. Chiar prin 72. 1 și 2 și 100 cu 2. 3. Rezultă P egal cu 50, nu mai tins post, P egal cu 50. Și rezultă P la 100. Rezultă P la 100. La 4, P egal cu 50 la 100. Deci voi trebuie să facă acest P la 100 în final, da? Cât e P la 100? Adică cât e P din 100? Bun, mai e tot. Mai au figură? Da. Nu mă lăsăm cum s-a furat de pe D. D, ea? Eu nu sunt eu, sunt D. Așa. Când o dreapte pe frontal cu un plan, vine pe frontal pe orice dreapte din plan. Și vine și MB. Aha, și o să vină MB de dreptunghic. Da, 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 da. Deci, noi încă n-am făcut, e cam forțat testul ăsta.
Și apoi e pe BD ca mulțime, pentru că ești la tramă. Triunghiul ce de, de ce, așa, triunghiul au B dreptul, A ce B dreptul, din rezultă arealului. Deci B. Așa, arealului de ce B. De ce orice B spre 2? Așa, de ce orice B spre 2? Păi, gata, că le tai, dacă nu se văd. Cu 6 ori 6 radicali de 3 pe 2. Așa. Dar cu 18 radicali de 3. 18 radicali de 3. Acum trebuie să vă compara 70 de metri, să vedeam dacă sunt suficienți. Păi ce să calculăm? Perimetru. Perimetru, exact. Venim pe contur. Și zicem, perimetrul e ABC. E 2 ori lungimea lățimea sau scriu? Plus așa, da. De 2 ori? Și scriu AB plus... Așa. AB plus BC. Bine, ideea era punea și în față că ABC e dreptul. Ca să spunem de ce avem cu perimetrul ăsta. Acum, așa, ABC e dreptul. Nu ies eu AB. ABC e dreptul. Rezultă perimetrul. Rezultă și treci cu rezultă pe rândul următor. Nu în față, păi acolo rezultă. Da? Și acum înlocuim, rezultă că perimetrul e ABC. Doi pe lângă 24 plus 6 radical din 3. Așa, 2 pe lângă 24 plus 6 radical din 3. Și acum, ăsta e perimetru, da? Eventual pot să mai scot un 6 factor comun din paranteză, perimetrul ABC e egal cu 12 pe lângă 6. Nu, nu, am scos 4 plus radical din 3. Așa, că eu am scos 6 din paranteză, mă țin cu 12. În aceea e clară problema? Așa, Gabi? Da. Da. Nu l-am pierdut pe niciun. Bine, dacă am ajuns pe ce. Am înțeles. Bine, iar dar nu știu cum, dar aici... Trebuie să gândești la unde au două drept în spațiu. Și duci paralel. Aia, cine o țe pe noi? Joi, da. Da, ați avut conspectul unde au două drept în spațiu. Unde au două drept în spațiu este un lucru format de paralel la cele două drepte pentru un punct care are în spațiu. Adică să vină... Nu știu. Ceva de genul ăsta. Da, trebuie să vii cumpărat. Bun, hai să vedem. Nu e la mine problema noastră, trebuie să vedem dacă sunt suficienți. Adică trebuie să comparăm perimetrul cu cei 70. Hai să punem cu căsuț. 12 pe lângă. Comparăm. Și comparăm. Da, poți să scrii comparăm. Comparăm. Și zicem 12 pe lângă 4 plus radical din 3 căsuță cu 70, da? Pe ce pot să fac? Să scot? Nu. Ba da, poți să desfaci. Și vine? 48. 48 plus 12 pe 3. Așa. Căsuță, 70. Mai departe. 48 scoți și vine... Scar 48 de peste tot, da? Da. Și rămâne 12 radical. E ca și când îl trebuie 48 din gol. 12 radical din 3 e comparat. 70 minus 48, 22. 21. Și acum scriem cu radical. 12 radical din 3 îl băgăm pe 12 sub radical. E radical din... 144 ori 3. 432. Așa, clar, radical din 432, radical, până și la asta. Și acolo e 22 la 2. Adică 2 la 11 totul la 2. Cât? 484. Cu radical din 424. Păi e clar care e mai mare. Așa. Și dacă e mai mare
ăsta, mai mare, mai mare, mai mare. Înseamnă că 70 mai mari aproape de metru nostru. Da. Și deci înseamnă că sunt suficient. Da. Da. Și da. Eu sunt suficient sau? Așa, păi, da, trebuie să dăm răspunsul la asta. Sunt suficienți cei 70 de metri. Finalizarea se face cu răspunsul la întrebarea problemei, da? Deci nu... Câte oameni nu pot? Poți. Pe planul unghiului echilateral ABC de latură 12 cm se ridică de aceeași parte perpendiculară AM care este 18 cm și BM 12 cm. Așa, se ridică de aceeași parte AM. Și dacă E mai e perpendicular pe AB, rezultă că triunghiul MAB este dreptunghi. Dreptunghi. Și dacă triunghiul MAB e dreptunghi, rezultă mai departe că MB la a doua egal cu AB la a doua plus MA la a doua. MB la a doua egal cu 144 plus 324 MB la 2 egal cu
6 és 5 és 1 és 8. Unde rezultă că EMB egal cu radical din 468, care este egal cu 6 radical din 13. O... Ce este radical din 13? Ce? Centimetru. Da. Bun, ai scris pe EMB 6 radical din 13 și pe rest. 6 radical din 13. Bun, acum trebuie să calculez pe EMB. Hai să-l construim și pe BD. Așa. Și pentru că BD e în mijloc, BD ce va fi? BD o să vină în linie. Da? Dar nu. Păi eu vreau să mai ce, care e rata? Care e segmentul care vreau vârful cu mijlocul la trebuie? Mediană. Mediană? BD e median, într-un ghec lateral și atunci devine și înălțime, și bisectoare, și bisectoare, și mediator, da. Deci, triunghiul ABC echilateral, de ce au cam luat? Triunghiul ABC echilateral. Jos, BD mediana, cum se pomenește de pe vârful cu mijlocul la trei. Din cele relații rezultă că BD este înălțime, pentru că mediana într-un ghec lateral este și înălțime. Așa, și rezultă mai departe, avem formula înălțime. BD egal cu care formula înălțime, Mihai? Latura? Latura, da, răspuns, da. Rezultă mai departe și înlocuim BD. Deci, radical din 3 pe 2. Șase radical din 3. Pune pe BD 6 radical din 3. Și acum să calculăm pe IND. Deci, repet, acum venim cu triunghiul care? În triunghiul VBD. Ia, ăla e. V... NBD. Da. Așa. Dar să scriem tot așa. IND e perpendicular pe plan. De aici o luăm. INB perpendicular pe planul ABC. Că știm că astea două vertebre sunt perpendiculare pe plan. Și BD inclus în plan. BD inclus în planul ABC. Cele două relații rezultă că INB e perpendicular pe BD. Și rezultă că triunghiul NBD este dreptunghi. Și îmi pune Pitagor. Deci triunghiul MBD dreptunghi. Și rezultă mai departe că... NB la a doua plus BD la a doua. Pune cu ND în față. Iau ND la a doua egal cu... de la a doua plus B de la a doua. Așa. Rezultă N de la a doua. O să vină 144 plus 363 o să vină 108. 144 plus 108. Așa. N de la 2 egal cu 252. 252. Și vedem. Păi nu știu. Și tu ai modul la N de la 2, 253. Da, așa am. Da, să recrează, dă-i înapoi, dă-i pe și ia de seama. Da, trebuie. Așa, ia de seama. Și dă-mă pe pagina în următoare. Și a zis că ND vine radical din 252.
Pendei galpo, não nos queria mais, pendei galpo. Ô, Sumina. Ô, eu... 112. 176. 126. Punctul 3. Și să fim paralel cu NB. Așa. Rezultă că unghiul format de... Scrie așa? Da, unghi, paranteză. Unghiul format de EMA, virgulă, IND. NB. IND. A, NB. Deci EMA cu IND egal mai departe cu unghiul format de NB cu IND. Unghiul format de NB cu IND. Da? Deci am mers prin paralelism. IND cu EMA, IND cu IND, da? Adică cine? Egal cu unghiul BND. Egal cu unghiul B. Așa, fără paranteză. Și rețineți că problemele astea de a afla unghiul dintre a două drepte, unghiul dintre o dreaptă cu un plan, o să vezi mai încolo, sau unghiul de, dintre a două plane, cum o să mai fie, de exemplu, are două componente. Odată se spune cine este unghiul, și asta de obicei cam are două sau trei puncte, adică s-ar putea să fie mai bine cum toată partea asta cine este unghiul decât partea cum se calculează. Deci, orice problemă de asta, el zice, calculați unghiul dreptul, da? Tu ai două puncte de atins. Cine este unghiul și pe urmă cum îl calculezi. Problema de cine este unghiul, și mai zis, este unghiul BND, problema asta e punctată separat. După aceea, cum îl calculezi, e altă problemă. Sunt două probleme aici. Da? Și ca să justificați cine este unghiul a două drepte în spațiu, veniți prin acest paralel, le uniți prin paralelism. Cele două și îmi spuneți unde îl găsiți, da? Și acum să vedem cum calculăm unghiul BND. Ca să calculați un unghi, trebuie să luați împreună, nu? Dacă se poate și nu. Unghiul BND cu ce trebuie unghiul să facă? BND. Unghiul BND, care trebuie unghiul BND. Și știm că DB6 adică 3, B12, și în direct am calculat, 6 radical din 7, nu, 6 radical din 7. A, pare 2. Da, era 7, da. Așa. Bun, păi faceți-mi o funcție trigonometrică de acest. Sinus, cotangent. Care vreți voi, că le știți pe toate. Sinus, cotangent sau cotangent? Care vrei tu, cât ești la tablă. Alegi. Vă vedeți, iar apară. Sinus. Sinus. Hai să zicem, triunghiul MVD. Triunghiul MBD dreptul unghic rezultă sinus de unghiul BND. Cine este sinus? Ca și formulă. Ca teta. Ca teta opusă spre ipotenuză. Adică cine e ca teta opusă unghiului BND? Ca top e BD. BD supra ipotenuză, supra ND. Așa. Egal cu BD supra ND. Rezultă de aici că sinus de unghiul BND. Egal cu 6 radical din 3 supra 6. Așa. 6 radical din 3 supra 6 radical din 7. 6
credit card that I tried this, that I tried the shopping. Non ci ho altre varie, a parte non sono a lungo lui, non sono mai responsabile a parte. Ma scrivo da come... La responsabilità è che ti ha classificato per un valore di tabella unica. Ma se il valore di tabella unica, io non so proprio a fare. E ho cantato il nostro a pensare. Da come ho preso la funzione trigonometrica di Siemens, io sono sufficiente. Da. Deci aici trebuie să mă duceți. Chiar dacă zicem măsura angelului, tu, tu trebuie să mă duci către o funcție trigonometrică. Și dacă nu fie și peste valoare... De care asta? Te nu trebuie să relaționezi cu radical din 7 și despre radical din 7 și despre 7? Că asta mă uitam de unde e spus 3 ăla. Radical din 7 se relaționez. Nu și m-am uitat. Și zicem de unde e 3? Foarte bine. Da.